Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct pe mai multe pagini de Facebook întreținute de mine, Oleg Brega, sau de Asociația Hyde Park. După cum vedeți din titlu, ne-am propus să discutăm în seara asta despre limitele libertății de exprimare. Noi suntem un ONG care promovăm dreptul la cuvânt ca drept fundamental, dar iată, prezent aici de față colega noastră din Hyde Park, tot ea și pensionară, ex-învățătoare din satul Burlacu, dar și aleasa poporului, consilieră locală independentă, tot în Burlacu, Cahul, doamna Tamara Rotaru, are probleme. Avea probleme și când filma ea, transmitea în direct sau filma și ne dădea să publicăm din primărie, din consiliu, din școală, din prin oraș, de pe unde mai filma ea. Dar acum are probleme în calitatea ei de nu-i funcționar public, e, nu știu, demnitar, e ales al poporului, consilier local, membru sau secretar într-una dintre comisiile din consiliul local. A intrat în conflict, în virtutea funcției pe care o are, a intrat în conflict cu o colegă. Acuși o să precizați, doamnă. A intrat în conflict cu o consăteancă care e nemulțumită de prestația consiliului, a primarului și tot așa, și care o critică, după care o filmează și o bălăcărește în tot felul pe internet. Deci s-ar părea femeie ce e tot așa ca doamna Tamara, ca noi alții, face uz de libertatea ei de exprimare, nu? De un drept fundamental. Dar iată, libertatea asta de exprimare pare să doară, să rănească, pare să taie, precum cuțitul. Poate să taie pâine, poate să taie carne, poate să taie carne vie. O să vorbim azi despre limitele libertății de exprimare și prezenți aici îi avem pe în alături de doamna Tamara Rotaru, pe colegii mei Ghenadi Brega și Gheorghe Scutari, dar care încă nu sunt pregătiți cu camere să vorbească, iar colega noastră Irina Bardița nici nu și-a pornit camera și microfonul. De aceea, deocamdată vorbim noi doi. Doamna Tamara, de ce v-ați mirat așa când am zis că face uz de un drept fundamental? Ce nu știați că libertatea de exprimare permite prin lege, prin Constituție și prin Declarația Universală a Drepturilor Omului sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului permite să doară, să frigă, să deranjeze? Dar are și limita. N-are voie să încalce drepturile altora. Nu are dreptul să încalce demnitatea omului, viața privată, nu are dreptul să incite la ură și violență. În ce fel credeți că femeia aceea care vă filmează și vă hărțuiește pe dumneavoastră, în ce fel credeți că încalcă libertatea de exprimare? Galina Dermenji sau cum o cheamă? Gale Dermenji. Spălătoriasă la creșa grădiniță din satul Burlacu. Eu m-am indignat și am plătinat așa din cap, deoarece cei ce, da, vedeam eu ilegalitățile, filmam sau cel puțin vorbeam în direct cu dumneavoastră, însă și niciodată nu am strigat, nu am instigat, nu am numit, nu am depășit vreo limită oarecare. Deci, ca să vă înțeleagă toți de la ce s-a început această ură față de mine din partea Galei Dermenji, deoarece eu sunt un consilier independent în primăria Burlacu, aleasă din 2019 pe un mandat de 4 ani. Sunt încă și membru al Comisiei Administrative, care este alcătuit de din 7 membri a acestei comisii și sunt și secretară al acestei comisii, Comisiei Administrative. Primarul Munteanu Mihail este președintele Comisiei Administrative, eu sunt secretarul al Comisiei Administrative. Deci, respectiv, către această comisie administrativă din cadrul Consiliului Primăriei Comunal Primăriei Burlacu au pervenit plângeri de la cetățeana Dermenji Galea și vecina dânsei Boișteanu Vera. Una din ele, Dermenji Galea, sădește copaci pe strada unde și are domiciliu, strada Miron Costin, peste drum de poarta ei, de gardul ei, undeva la vreo
6, poate 7, 8 metri. Deci peste drum, ca să înțelegeți. În spațiu public, pentru că drumul aparține administrației locale sau chiar naționale, dacă e un drum național. Nu, este un E un spațiu drum public, local. da. E un drum local. Deci e Drum gestionat local, de da. primărie. Aparține comunității și e gestionat de primărie. Nu îi aparține Da. ei terenul acela. Și nici vecinei. Așa, da. Deci și plătiți acești copaci sau câini care sunt sădiți precum sărnice, chibriturile sau cum să-i zic eu, foarte des sădiți. Sădiți așa nu din dragoste față de natură, doar ca să îi îngrădească accesul gospodarilor Boișteanu, Afanasie și Vera, accesul în grădină, pe unde ei trec cu tractorul ca să-și prelucreze pământul, să are doar să amene și să cultive. Deci noi, membrii Comisiei Administrative, am ieșit la fața locului de câteva ori să examinăm plângerile E dânsilor. relevant. Vorbim despre libertate de exprimare. Vorbiți-ne, vă rog, cum s-a ajuns la conflict, ca ea să vă urmărească cu camera, să vă filmeze peste tot, iar după aceea tot ea să se plângă la poliție, că dumneavoastră ați fi filmat-o, chiar azi m-ați sunat cu polițistul de față și a zis că ea s-a plâns la poliție, că ați fi filmat-o când era la WC-ul la grădiniță. Este ceva strașnic. Păi nu-i strașnic, poți să pretinzi oricând că cineva te urmărește. Și dumneata tot așa, strașnic, o acuzi pe ea că te hărțuiește și te urmărește. Se pare că folosiți ambele aceeași armă, libertate de exprimare, ca să Nu. vă răfuiți una cu alta. Îmi pare rău, Brega. Îmi pare rău, pentru că dacă dumneavoastră ați fi urmărit ale mele postări, nu am numit absolut pe nimeni, nu am înjosit pe cineva sub un pretins diagnostic, sub careva pretinse Deci nu acțiuni numai ilegale ce le-aș. De filmat e vorba, e vorba și de ce spune pe cameră, în comentarii, cum comentează ceea ce filmează. Cu Da. cuvintele vă rănește, nu cu faptul că vă filmează. Și deci, nici ca scop. Deci atunci când eu merg la primărie, bănuiesc că ea mă pândește pe mine sau din ce mă găsește, iată, m-a filmat și la primărie, în primărie de câteva ori m-a filmat, m-a acuzat că eu mănânc banii de la Boișteanu, m-a acuzat că eu mănânc smântână, brânză, lactate de la Boișteanu. Deci acest fapt a fost fixat de către polițist încă la ședința din 8 decembrie, dacă nu greșesc. În fel de a se răzbuna, s-a întors înapoi, ea plecată deja fiind după sfârșitul ședinței Consiliului, s-a întors într-adevăr și m-a găsit într-un birou, în biroul agentului cadastral, ca să mă lovească, să răzbune cu mine, îmi lua cu telefonul din urma mea și tot striga și tot mă filma. Iată, aceasta sunt eu, pretinsă aleasă din satul Burlacu. Deci eu de o perioadă încoace din decembrie, dar nu din decembrie, mai înainte, din 17 august când ne-a filmat e primărie și m-a numit pe mine nebună, iată că de pe atunci s-a început hărțuiala aceasta. Vă zic, ea nu are limite la cuvinte, îmi pare rău, de ce și zic, și eu am filmat și Deci, n-am filmat. haideți să analizăm o faptă, o vorbă. V-a numit nebună. Credeți că cu expresia asta v-a rănit și v-a încălcat drepturi și că a utilizat greșit, exagerat, inadecvat libertatea de exprimare? Că poți să critici pe oricine, se numește judecată de valoare, se numește libertatea cuvântului, să critici, mai ales că ești funcționară publică, mai ales că, nu funcționar, am zis nu, ești aleasa poporului și erai la primărie într-un spațiu public. Chestia asta cu Da. nebuna, diagnosticul ăsta de boală mentală, asta e deranjant, e enervant, că vă hărțuiește pentru o pretinsă, o presupusă boală mentală, asta vi se pare revoltător. Nu aș bănui aceasta, dar posibil dumneavoastră nu realizează, posibil ea nu realizează și cu scop de a mă Deci ea înjosti. avea de gând să vă jignească pur și simplu. Credeți. Bănuiesc eu așa. Pentru că atunci, în acea Și dimineață. n-ați denunțat fapta asta la poliție pentru jignire, Am pentru. denunțat-o, da. Am denunțat-o. Și iată, anume acest fapt pe care l-a fixat ea video, l-a fixat și eu video. Și deci, iată, judecând această contravenție, și pe holurile judecătoriei mă filmează, dacă o să intrați pe pagina ei, mă filmează până și atunci când intru în camera de baie împreună cu avocata.
Deci, din 25 ianuarie încoace, eu sunt vedeta pe internet. Dar ce este jignitor, pentru că, vă zic, și în privat îmi scriu, da, am elevi, dar am cunoștințe bune care la fel îmi scriu și în privat, dar în sat, de câte ori chiar ies în sat și astăzi, respectiv, mă întâlnesc cu un cetățean și așa indignat, zic, cum asta, doamna Tamara? Ați fost învinuită și pentru faptul că am luat 500 de lei de la strada, de la locuitorii care am renovat acveductul. Și atunci a făcut un live. Deci Deci, aceea deja e o calomnie, nu e o înjurie, nu e încercare de a vă ofensa, ci e o informație mincinoasă. Iată o altă utilizare greșită, frauduloasă a libertății de exprimare ca să emiți niște informații care sunt vădit greșite, să dezinformezi în loc să vrei să informezi. Irina, deci salutare, pe dacă acest... ești cu noi și vrei să vorbești, poți să pornești microfonul sau chiar camera. Salutare, eu am să vorbesc fără cameră A, și până ok, când nu rămâi am cu nimic de poza. adăugat, Ok, vă dar... ascult care este situația. Da, mersi, rămâi cu noi. Și deci, vă spuneam ulterior în cadrul ședințelor de judecată care a două cauze care se află pe rol acum, vă zic, am fost, eu cuvinte nu am, înjosită, calomniată și Bun, și v-ați chiar plâns, cuvinte ați zis acum că nu v-ați mai plâns găsesc. organelor și a fost pedepsită? Nu cunosc. Eu atunci erau situații când Pe organele judecătorul sunt obligate să vă între... informeze, să au soluționat plângerea dumneavoastră în vreun fel sau nu, dacă e Nu contravențional, dacă cunosc. e penal. Apropo, chiar nu cunosc. Nu am nicio informație. Tot spun că ele se află pe rol. Că Păi da, unde atunci v-ați adresat? La judecător. procuratură sau la poliția din sat, la sectorist? Avocata s-a adresat, ea a depus și la procuratură și la poliție. Am înțeles. Aveți o avocată de stat sau Da. plătită. Bun. Bun. Deci încă nu știți o Și soluție. nu cunosc. Dar ideea care e că, deci, ea nu are ca scop să nu știu, ea mai mult din toate vorbele ei care le spune, le verbalizează, tot timpul ea arată. Iată, ea este persoana dată din satul Burlacu, iată, ea face legi de doi bani, iată, ea face trimite la mine, precum că eu sunt persoana care aș face legi de doi bani. Însă și ea nu... Astea sunt păreri, judecăți de valoare și sunt protejate de lege. E părerea ei despre munca dumitale. Ea consideră că faci legi de doi bani, că ești aleasa poporului, da? E părerea ei și e adevărat, asta nu e o minciună, că sunteți aleasa poporului, mai aveți 2 ani de mandat, nu? Da. Păi eu am început a spune ce spune ea de legi doi bani, dar după aceea trece la cuvinte mai urâte, mai murdare. Asta e problema că oamenii cred Mă că... numesc, adică presupune că sunt o psihic bolnavă, presupune că nu am. Dacă presupune, e una, dacă o dă ca o certitudine, e alta și poate fi considerată calomnie. Dar așa când zici, mie mi se pare că e scrântit, mie mi se pare că e dus cu pluta, că e dus cu sorcova, poate fi deranjant, dar e părerea, e tot așa protejat de libertate de exprimare pentru că e o judecată de valoare, e o impresie, e o părere. Și mai ales că Nu, dumneavoastră nu este o sunteți om hărțuire. de rând, poate fi deranjant. Mai ales că dumneavoastră sunteți om de rând, nu sunteți om de rând, ci sunteți reprezentant a celor 50 care au semnat pentru dumneavoastră și după aceea v-au votat și până la urmă e reprezentat și pe alții din tot satul, a zis că ați făcut și proiecte pe strada aceea cu strâns bani și făcut apeduct și tot așa. Deci dumneavoastră sunteți reprezentantă și activistă civică, deci ar trebui să fiți mai tolerantă la critici, să vă pregătiți eventual și pentru o funcție mai mare. Iată, Ghenadi s-a pregătit să intre și el cu noi, dacă vrea să comenteze, să ne facă un semn. Uite, Oliv, Da. de una m-a filmat în primărie și sunt aici, ia, 19.000 de vizualizări. Da, limbajul ăsta când tai și spânzuri, când ataci, când pui etichete, trece foarte ușor, oamenii vor să știe cine e bun, cine e rău, cine e dușman, cine e trădător și de asta sunt populare astfel de clipuri.
Dar asta ziceam că e problema, că oamenii nu înțeleg diferența între un cuvânt care e protejat de lege și un cuvânt care rănește și nu e protejat de lege. Oamenii nu știu despre limitele libertății de exprimare, o consideră un drept nu doar fundamental, pentru că este, ci un drept absolut. Dar libertatea de exprimare nu este un drept absolut. E un drept cu limite, e un drept cu pericole și condiționări. Ghenadie? Mă gândeam, doamnă, să vă comparați cu orice funcționar public, în special funcționară publică din Republica Moldova, care, atunci când a ajuns în funcție, a și fost criticată numai pentru că a îndrăznit să ajungă ministrul educației sau a îndrăznit să ajungă judecătoare la Curtea Supremă de Justiție sau chiar la Curtea Constituțională. Da? A ajuns șefa Curții Constituționale și foarte multă lume o critică pe acea persoană publică, inclusiv Maia Sandu atunci când a ajuns în funcție de ministru sau iată acum recent când a ajuns în funcție de președinte a Republicii Moldova și a asumat un car de critică. Asta vă recomand și eu, să vă asumați critica, să nu vă streseze faptul că cineva vă filmează în locuri permise de lege, să nu vă streseze că cineva vă mediatizează activitatea, pentru că asta înseamnă un plus de valoare muncii noastre. Cei 18.000 care au văzut acel video, au fiecare dintre ei, fiecare persoană, au posibilitatea să pună în balanță ce s-a filmat, ce face alesul local, unde greșește, dacă greșește. Asta vă ajută să îmbunătățiți activitatea și să, cumva, data viitoare, să faceți mai puține greșeli, eventual să ajungeți la urechile celor 18.000 de persoane care au văzut. Mai este și altă șmecherie cu văzutul pe Facebook. Eu sunt editor la mai multe pagini și am acces la instrumente de vizualizare a impactului. Pot să vă asigur că din 18.000 care au văzut acea înregistrare video, probabil 95% au văzut primele 10 secunde și au închis. Deci există și riscul ăsta, dar eu cred că trebuie doar să acceptați critica atunci când e justificată. Dacă observați că e limbaj de ură, limbaj calomnii și multe, multe alte chestiuni care intră în contradicție cu legislația, semnalați-le și mi-ar fi plăcut ca emisiunea asta să fie despre decizia judecății pe o chestiune evidentă, de exemplu de încălcarea dreptului dumneavoastră, în care nu sunteți de acord cu acea decizie și atunci să ne dăm seama că instrumentele legale au fost utilizate, nu ești de acord cu o decizie de judecată, consideri că acel judecător putea să fie părtinitor sau cumpărat sau nu știu ce, iată atunci înțeleg că vă este prejudiciat dreptul dumneavoastră la, nu știu, protecția imaginii, dreptul la imagine, sau alt drept, dar altfel, din momentul în care v-ați asumat funcție publică, dar chiar și pe o perioadă scurtă, chiar și într-un sat anume, în satul mic sau raion sau chiar la nivel de ministere, de parlament, acele persoane automat intră în vizorul societății și trebuie să accepte un grad sporit de critică, așa spune legislația. Da? Deci dacă aș fi cetățean simplu și mă plâng pe o anumită chestiune, pe calomnie sau pe altceva, s-ar putea să fiu mai protejat decât atunci când sunt într-o funcție publică și asta înseamnă că cetățeanul poate să mă critique mai aspru. Asta e părerea mea. Ghena, de înțelegi? Iată, ea sâmbătă a filmat în loc să să facă un cuptor de pâine, să facă niște... Aici nu aveți dreptate, doamnă, aici nu aveți dreptate să spuneți în loc să, iată dumneavoastră acum participați la emisiunea asta, în loc să faceți proiecte în folosul comunității, nu? Eu nu am dreptul de cum asta, doamnă, eu vă dumneavoastră las... decideți ce să faceți, ce e important pentru noastră și ea decide pentru ea ce e important exact. Pentru ea. Bine. Atunci, deci ea sâmbătă a făcut ce a considerat mai bine și dreptul ei să aleagă. Pentru asta avem libertate de decizie individuală. Însăși nu a avut dreptul să mă numească pe mine bandit vorbind. Doamne, de asta se ocupă instituțiile statului. Pentru asta plătim poliție, pentru asta plătim judecăți, pentru asta avem autoritate care se ocupă de încălcări. Dacă e o încălcare de legislație,
demonstrați cu acte în regulă că e încălcare și atunci automat o Așa. spune asta, acea persoană care a fost condamnată pentru că a încălcat libertatea de exprimare, a depășit limita libertății. Nu, doamna tot Dar e cum priviți protejată dumneavoastră de tot lege cu... și nu trebuie ea, nu doamna trebuie să demonstreze că i s-a încălcat. Ea trebuie să sesizeze și poliția să găsească probele și să demonstreze că i s-a încălcat dreptul. Deci doamna e și protejată de lege, poate mai puțin protejată decât Galina Dermenji. Dar cum priviți dumneavoastră la toate comentariile cele care sunt acolo? Iată, mai jos scrie Maria Olar. Corect faceți, regulă, luați exemplu. Având Doamnă, telefonul dacă e în mână... limita libertății de exprimare, e un comentariu care are dreptul la viață. Legea nu interzice să spui chestia asta. Poți face regulă cu puțin vocabular și cu un telefon în mână? Pot. Libertatea de exprimare nu alege vocabularul, vârsta, culoarea pielii. Libertatea de exprimare e egală pentru toți. Toți au dreptul să se exprime. Dacă îmi permiteți, eu vreau să adaug la acest subiect. Da, Irina. Putem observa, de exemplu, în rândul persoanelor publice care sunt atacate și hulite adesea, chiar să luăm și pe același Igor Dodon, care apare în diferite memuri și lumea își permite un limbaj de tot de licențios în privința dânsului. Ideea e alta atunci când dumneavoastră sunteți atacată personal, sunteți poate urmărită de cineva, puteți să filmați chestia asta și să dați în poliție. Eu cred că atunci autoritățile se vor sesiza. Dar când e vorba despre niște nu știu, niște informații de astea false pentru views-uri care se fac special sau când vă filmează pe dumneavoastră în timp ce faceți niște lucruri într-o instituție publică, aici nu cred că este posibil de făcut ceva. Pentru că la fel a fost turnat cu Zoe și Renato Usată și Maia Sandu și în cazul da, dacă o să tragem atenția la toate lucrurile negative care ne înconjoară, atunci nu ne mai putem concentra pe ceva util și constructiv să facem. Da? Mereu vor fi hateri, mereu vor fi oameni care o să vă susțină. Dumneavoastră, ceea ce puteți face este doar ca să vă continuați în mod constant și în mod corect lucrul pe care îl faceți și să promovați lucrurile bune pe care dumneavoastră și activitatea cinstită pe care o faceți, atâta doar. Și lăsați haterii la o parte, pentru că tendința asta pe social media de a huli, la noi în general, cumva în sângele moldovenilor, este de a critica pe aproapele nostru și mai ales noi adesea ori ieșim cu gunoaie pe cetățenii și cu naționalii noștri, chiar și Oleg Brega deseori este huiduit în postările lui, eu când citesc comentariile din postările lui, apun pumnul în cap, eu nu înțeleg oamenii doresc să moară pentru niște postări legate acolo de activism civic și mă întreb de unde atâta răutate, de unde tu într-o postare atât de cu un scop legat de drepturile oamenilor, legat de un scop social, poți să vii cu astfel de doleanțe personale către acest om. Și în cazul dat, atunci Oleg ar trebui în genere să șteargă Facebook-ul și să retragă din activitatea lui, da? Iată, ca un exemplu viu. Da, dar... Da, stai, zi, Ghenate. Mă gândeam, Irina, din momentul în care astfel de oameni există, e foarte bine să observi dintr-o parte profilul oamenilor care se exprimă ca bădărani. Cel mai des nu sunt oameni nici cu studii superioare sau măcar care să fi citit o carte la viața lui. Exact. Și atunci se scrie o insultă, nu-i mare brânză. Da? Deci nu trebuie să te pricepi tare. Mulți zici, băi, du-te în... Irina exact. Folosește un termen englezesc, hater, care vine de la ură, oameni care urăsc. Și aici e mare pericol pentru libertatea de exprimare, că cu vorbele tale poți să inciți la ură, la discriminare, la încălcare, la drepturile omului sau la crime de ură. Da? Tu doar ai incitat cu vorba, dar după aceea unul mai puțin cultivat, mai puțin responsabil despre prevederile legale, mai puțin conștient despre riscuri, poate să-ți dea cu piatra în cap. Poate să te arunce din tren, poate să te prindă să te înnădușă, pentru că a văzut pe internet că toți te urăsc, că toți te înjură și deci se poate. Înseamnă că nu ești om, ești comparat cu insecte, ești comparat cu, ești numit trădător și tot așa. De asta e periculos, de asta e mare atenție și internetul, Facebook-ul, YouTube-ul pedepsește discursul da. De ură și compararea cu insecte, compararea cu animale.
a oamenilor, pentru că asta poate duce la crime de ură. Da, iată, numai pe acest subiect voiam să adaug că politica Facebook-ului și a tuturor rețelelor de socializare permite blocarea persoanelor și raportarea comentariilor care instigă la ură sau face discriminare sau orice este legat pe subiectele acestea mai sensibile. Și, doamna Tamara, într-un moment dat, atunci când dumneavoastră faceți activitate destul de cinstit, vor fi și apărătorii dumneavoastră. Și atunci oamenii care vin cu hate, persoanele care văd că faceți o muncă cinstită, ei o să acopere această latură de negativism, da? Și vor veni în apărarea dumneavoastră. Plus la asta, dacă ne uităm la exemplu Natia Albă, conflictul acesta public care s-a făcut despre Nata Albă și Ivan Ceban, unde Ivan Ceban și-a aruncat câteva vorbe personale urâte în privința lui Nata Albă. Deci, când vă simțiți lezată personal, dumneavoastră aveți dreptul să strângeți aceste dovezi și să vă adresați în instanță. Pentru că se cunosc cazuri când oamenii s-au sinucis din cauza hate-ului pe social media. Este o influență foarte puternică, este un impact puternic emoțional și persoane sunt diferite. Dar încercați să vă abstracționați de la chestia asta, ori dacă vă simțiți într-adevăr, chiar cum zice că Oleg, vă simțiți în viața reală, vă devine deja în pericol din cauza unor propagande din social media, atunci dumneavoastră trebuie neapărat să bateți la ușa instanțelor. Da, Irinuța, într-adevăr cam așa și este, pentru că eu am copii, dar am nepoți, am rude, am cunoștințe bune care toți îmi scriu în privat și am avocați care îmi spun, zici, doamna Tamara, dânsii îi crește pofta de a vă înjosi. Mai ales ultimul video din primărie, este un video care m-a șocat totalmente. Și atât să mă vinovățească de careva acțiuni pe care eu nu le-am comis. Da, eu am acționat în calitate de consilier. A acționat într-un mod obraznic, am mers la primărie, a solicitat un demers pe care l-am depus eu la direcția învățământ. Dar puteai, de vă zic, acolo te ia groaza să poți privești. Eu nu pot privi, sunt blocate. De ce? Deci, Vă zic eu, apropo de dacă ar fi blocat, via. Irina, femeia a blocat-o pe doamna Tamara și ea nu poate să vadă ce publică femeie pe profilul ei, trebuie să afle de la alții despre ce i s-a vorbit. Deci, internetul are instrumentul ăsta de a bloca pe cineva care crezi că te deranjează, dar în același moment tu poți fi blocat ca să nu vezi cum te calomniază, te înjură, incită la ură împotriva ta. Dar rugați atunci persoana care vede postările să raporteze către Facebook. Nu doar să o blocheze, dar să o raporteze, pentru că dacă dumneavoastră o Să o blocați, denunțe, da. e doar accesul la dumneavoastră e anularea, adică doar minus o singură persoană, dar persoanele care o urmăresc, deja ea răspândește această informație la un număr mai mare de persoane. Da? Și în cazul dat, dumneavoastră, dacă faceți raport masiv și îmi rugați și alte persoane care vă sunt susținătoare să raporteze postarea, că ea instigă la ură, profilul dat riscă să fie blocat și persoana în cauză își pierde contul de Facebook. Astea sunt politicile care ele chiar funcționează 100%, credeți-mă. Dacă nu Irina. reacționează organele de stat pe care le-ați sesizat, că organele, Exact. și la organele de stat ar trebui să le cereți socoteală. De atâta timp ați sesizat calomnie, injurie și ce alte ilegalități acolo, incitare la ură și ele n-au făcut nimic, organele de stat se fac complice la acest val de ură, la această hărțuire. Poliția poate fi denunțată la procuratură, procurorul din Cahul poate fi denunțat procurorului general și mediatizare. Nu trebuie să taceți, să vă temeți, să suferiți, ci trebuie să strigați în gura mare dacă credeți că aveți dreptate. Dar nu văd eu greșeala. Adică în comisie suntem 7 membri și toată ura și toată discriminarea și toată incitarea asta la ură doar în adresa mea. Ieșiți în mijlocul statului, da? Să o dăm jos. Ea este așa, deja a recurs la. Dar am copii, deja copiii care lucrează psihotare, ei sunt deranjați. Că copiii mei nu s-au apucat niciodată să comenteze acolo. Dați seama, sunt un cetățean care îmi vreau să fie respectat, chiar și dacă sunt aleasa poporului.
Dar Ce drept cu ce argumentele ar... astea, doamnă, argumentele astea cu am copii sau îmi spun vecinii că m-au văzut și-s deranjați, astea nu-s bune. Iată, Gheorghe Scutaru să ne povestească acuși de la el din sat ce a avut la ședința de Consiliu recent. Tot erau niște consiliere sau niște consilieri așa mai de vârsta a treia și care zicea, da, eu nu vreau să mă arate pe Facebook că mă bălăcăresc acolo oameni care nu mă cunoaște, dar așa, poate că te deranjează, știu, dar libertatea de exprimare protejează și așa reacții. Da, Oleg, este libertate, dar este până la o limită, nu ataca Exact, dacă a persoana. trecut de limita aceea, nu oprești libertatea de exprimare, dar te duci la poliție să-l pedepsească pe cel care a depășit libertatea de exprimare. Dar nu oprești libertatea de exprimare, de exemplu, să interziți filmarea la ședințele Consiliului, cum mi s-a întâmplat lui Gheorghe și sper că să vrea să intre și el să povestească cazul. Gheorghe, ești cu noi? Vorbești? Nu, Gheorghe e Ești obosit. cu noi sau împotriva noastră, Sau Gheorghe? ești împotriva Ne noastră? cunoaște. Nu, las. Când o să fie Gheorghe gata, o să pregătească și el camera, o să dea un semn și o să intre. Hai să intervin și eu un pic. În limba română, hateri sunt hăituitori. Deci este un echivalent aproximativ la haterii din engleză, hăituitorii care aduc vânatul în zona în care se poate trage cu arma. Deci acționează ca o haită, acționează ca un grup organizat ca să ajungă să determine un anumit lucru, să-l duc până la capăt. Eu ziceam, doamnă, că atunci când în comunitate lucrurile se discută de-a fi rafir, de-a fi rapăr, adică în detaliu orice activitate pe care o faceți, mie mi se pare extraordinar că ajungeți în vizorul oamenilor și chiar și cei care vă vorbesc de rău, tot până la urmă vă fac un nume, vă fac cunoscută. Încercați să nu vă limitați la a vă gândi sau a spune public, iată, îi afectează pe rudele mele și nu știu ce. Nu afectează cu nimic faptul că ați fost filmată. Altceva e că dacă acolo a existat o anumită încălcare, acea încălcare trebuie sancționată conform legislației, dar în niciun caz nu încercați să limitați dreptul de a fi în sală, de a filma și de a comenta care și cum vrea activitatea dumneavoastră. Asta e esența. Lăsați-i pe oameni să mediatizeze activitatea aleșilor locali și da, e dreptul lor să ceară sus unul, jos altul, e dreptul lor să facă demersuri prin care un ales local să nu mai fie ales local, să fie înlocuit, să fie dat jos. Nu Da, știu, nu știu, un primarul știu mesaj. că poate fi rechemat din funcție. Nu știu dacă se poate face referendum local pentru rechemarea din funcție a consilierilor. În cazul încălcărilor grave, dacă a încălcat legislația, presupun că există mecanisme prin Dacă a care încălcat un... legislația, atunci prin decizie de judecată poate fi lipsit de mandat. Deci, prin Dar decizie de referendum judecată. nu știu dacă se poate face, decât în cazul primarului, asta știu sigur. În cazul consilierilor locali, nu știu, dar e posibil. Nu Gheorghe, știu, ai pornit eu nu am microfonul, mai auzit. camera. N-ați auzit, doamnă, ce? Scuze? Eu nu am mai Da. auzit, practic urmăresc eu de câteva timp Facebook-ul, nu am auzit așa decât la Maria Olar, așa, injurii, cuvinte, comparații. Noi am devenit lepri, guzgani. Pentru noi, satul nostru este un sat Nu sunteți unit obișnuiți cu cu... asta. Ce? Nu sunteți obișnuit cu Nu asta, chiar sunteți dacă ați mai obișnuiți fost cu așa funcționar ceva, public, ați fost chiar secretar al Consiliului Local, nu? În timp sovietic. da. Hai, N-am fost Gheorghe. numit așa. Nu erați, da, atunci era altă regulă și miliția chiar te bătea dacă nu te trimiteau la psihiatrie. Hai să Eu pot povestească spun Gheorghe cazul cazul lui meu. din sat. Eu zic de cazul meu care cred că nu este unicul caz, de fapt. Din țară, nu știu, poate că undeva pe sub Chișinău, acolo lumea este mai informată, mai înștiințată, dar în genere cei ce trece la sud, la nord, am observat mai multe localități de astea care nu doar că oamenii legii, spunem, dar în genere chiar consilieri, persoane care fac parte din conducere, să spunem, primari, lideri, absolut deloc nu cunosc legile. Dacă ați văzut mai multe fragmente și la Sadaclea cu, nu mai spun cu persoană pe care da mă știi tot Facebook-ul, absolut, eu nu zic persoana ce poate eu exagerat în felul lui cum s-a exprimat sau cum a filmat acolo, dar eu mă uit cum poliția procedează, cum procedează aleși care sunt aleși de oameni.
Pentru că ei, în genere, nu cunosc ceea ce ține de mai mediatizare, absolut deloc, ei nu cunosc, nu sunt informați, nu cunosc legile pe Da, am baza auzit dată. cazuri când consilierii votau ca ședința să fie închisă, secretă. Chiar dacă Constituția și toate legile spun că ședințele Parlamentului peste tot, mai ales a consiliilor locale, toate sunt publice. Și în ce privește cazul meu și scânteile care au apărut de fapt aici la această ședință, au provenit, da, cum spuneați, din cauza anume de la Facebook. Problema cea mare pentru ei a fost Facebook-ul, nu cei ce s-au trecut la ședință. Deci cum poți tu să vii la ședință să discuți aici probleme de la Facebook, dar nu probleme care țin de sat și chestii care persoana aparțin satului. Gheorghe, ar trebui să recunoști că primarul sau cineva dintre consilieri a invocat niște drepturi, viața privată, date personale să nu fie divulgate. Ci că ar asta fi e venit o date scrisoare de la personale, dar în cancelare, nu genere. știu de unde. Ok, dar atunci când tu anunți o ședință publică, cu ce drept tu trebuie să vii la ședința publică să prezinți date personale? Exact. Dacă ședința este publică. Gata, tu divulgi datele personale. Noi suntem în epidemie acum, sunt mai multe lume practic nu au aici în sat foarte puțin, foarte puțină lume, dar mai multă lume stau psihotare, ei așteaptă să fie informați, văd ce se trece, pentru că ei au fost votat, au votat acești oameni care și ei acum se ascund de ochii oamenilor ca să nu fie văzuți. Un caz anume asemănător a fost la orașul Basarabeasca, acolo nu mă mir deloc, acolo însăși televiziunea locală, jurnaliștii au fost dați afară. Cum poți fi tu așa de brea să spui la jurnaliști? Stați afară după ușcă, noi să vă spunem pe urmă și s-a trecut la adunare. Asta e deja, nu știu, în ce țară trăim noi. Eu cred că aici trebuie deja o nouă școală pentru consilieri, pentru primari, pentru oamenii legii anume care fac parte din... Ce mai școală dacă este lege? Care ar trebui să o citească dar toată lumea și să o știe. Legile, ei acționează conform cum le place lor, ca cum e ca primarul nostru, după cum ați văzut video, eu nu știu cum să fac cu video, este ca să-l pot, să-l public, iar să începe gălăgii, să începe scandaluri. Păi, dacă te temi de reacție, nu te mai du la ședință, Gheorghe, stai acasă, dacă te-ai dus și ai filmat, publică, chiar dacă știi că reacția o să fie deranjantă. Să țineți legile astea acasă la dumneavoastră, dar nu ne le spune regulile mele. Este articolul 32, este articolul 6 din Constituție, care dumneavoastră trebuie să-l cunoașteți, că sunteți primar. Exact, asta și este legea 64 despre libertate de exprimare. Anume, ei nu cunosc ce ține de mediatizare, de informare. Ei absolut asta nu cunosc absolut nimic, dar atacă și vin cu reproșuri la... Și cum s-a terminat ședința aceea? Până la urmă a avut loc? Ai filmat? Eu am filmat. Ședința a mers până la urmă, nu m-a nișcat din loc. Pentru că nu a avut ce să-mi fac. Polițist s-a simțit că într-adevăr eu am dreptate, s-a dus la scos pe ușă să-i lămurească la primar că... Că n-are ce să fac. N-are. Ce, el a ieșit afară, s-a întors înapoi. Da, dar am văzut că te hărțuia, încerca să te scoată pe tine după ușă. O a încercat, el nu știu... Ii mă înțelegi, asta este o modalitate. Gheorghe, puteai să lași camera pentru că era pe trepied, puteai să o lași filmând, să te duci să vorbești cu polițistul după ușă, dar puteai și să nu dar te duci, adică erai liber să faci ce vrei, nu aveai nicio obligație. Dar nu aveai să mă intimidez, să mă chemi după ușă, dar și aici zic că nu mă înțeleg cu tine sau cum, că eu am venit aici să filmez. Ei bine, eu ca persoană care într-adevăr am cunoscut, cunosc oleac legi, cunosc regulile astea, dar eu mă gândesc la persoane care, de fapt, persoane care simple din sat, care tot și ei stemă, vor să filmeze, dar ei stemă anume din cauza la vorbele astea care parvenesc la niște persoane, că ei stem de Facebook, stem... Băi, timpul să-mi dat, nu suntem deja în Uniunea Sovietică. Parcă ne învârtim în jurul cozii, știi? Vor să vorbească, nu dar stem. Vor să că spună, dar stem. Vor să arete, dar stem. Uniunea Sovietică, n-ai fost în... Deja suntem în secolul 21, lumea e cu totul altceva. Da, Gheorghe, da, doar... Bine, eu am văzut acolo că tu ai avut ca scop să filmezi într-adevăr ce îți spui, să vadă ce ai plecat de psihotare. Atunci când... Scopul meu a fost întotdeauna, pentru că eu n-am ascuns nic și ei s-au trecut ședința să fie filmat anumit tot întreg și ei se trece.
ca lumea să vadă, pentru că sunt multe persoane care nu știu absolut nici cine e consilier la noi în sat. Asta e La noi este... problema. Asta nu că e problema numai la mine în sat, e problema peste în toți satele, unde e sistem de filmat și când văd camera, îi fug ca furnizile prin toate stufare. Și mă doare că mulți care cunosc aici văd, dar nu vor să recunoască din cauza că e sistem de mediatizare, sistem de mă tem de cu metru, mă tem de șinu, mă tem de asta, că nu mă dai de ca așa la nișin, că asta ia ca asta e peste tot. Nu e Eu nu, doar la mine, asta e peste tot. Lumea nu e apropo, obișnuit cu eu nu mă tem de nimeni, doar este durut faptul că pe mine una singură mă hărțuiește, mă numește, mă urmărește, mă... înseamnă că sunteți Deci... importantă, doamnă. Înseamnă că deranjați. Că dacă nu v-ar băga în seamă, ar trebui să vă doară mai tare. Că sunteți inutil acolo. V-au delegat 50 de oameni să fiți în Consiliu și nu faceți nimic. Nu vă bagă în seamă nici Galina Dermenjie. Dar Vă dau cazul toți meu din... mi-e pur și simplu ni rușine de oameni ăștia, pentru că eu fost învățătorii mei, vă dați seama. Învățătorii mei eu fost, eu am ajuns pe dânsi acum că eu să le învăț pe dânsi legile. Asta cum se primește? Mi-e Așa ni se rușine întâmplă. singur Acum de... sunt vremurile când de la tineri învățăm mai multă democrație, mai multă libertate. Nu de la Și când tineri învățăm spui să folosim tu ești mai computerul, slăbit, nu? telefonul, internetul. De am învață găina sau pui învață găina, ou învață găina. O învață găina. Și La deci... rusește noi, zice Igor Sârbu, cred ceva de genul ăsta, consilierii care au dat afară primărița și au votat proiectele lor. Ana Taran zice, cazul ăsta al doamnei a ajuns în instanță, dacă nu greșesc, ceva timp în urmă. Ați ajuns și v-ați judecat cu Galina Dermenje? Cine întreabă? Ana Taran. Cred că e o doamnă care Da? monitorizează Consiliul Orășănesc sau Raional Orhiei, dacă mi-amintesc bine, face Da, 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 vloguri. da, da, da. Sunt niște Da, probleme cu da. aplicația asta permanent, mă scoate din discuții. Voiam să adaug aici la ceea ce spunea Gheorghe despre drepturi. De fapt, nici nu prea se vorbește despre legile care vizează anume filmările în spațiile publice, ce drepturi au cetățenii, până unde se poate de dus cu o cameră și ce material se poate de filmat. Pentru că oamenii la noi, într-adevăr, noi am fost de-a întregul a sutelor de ani educați ca niște oi, fiind în regimul comunism, unde tu nu aveai drept la exprimare și era, Doamne ferește, să spui ceva în șoaptă, că și televizorul te auzea și te trăda partidului. De acolo și vine și frica asta de a ieși în public, de a avea voce, de a te face auzit, de a afirma pe persoanele care sunt împuternicite de noi să ne slujească, în cazul dat, persoanele care sunt la funcții publice. Și respectiv oamenii se tem de câmere. Dar ar fi bine ca să se vorbească despre drepturile și legile și obligațiile oamenilor cu acest aspect. Chiar nu prea am auzit de nimeni ca să se vorbească, iată, anume în masă, care sunt articolele, ce prevede, iată, voi aveți dreptul acolo și acolo să vă duceți să filmați ce anume. Nu am auzit pe nimeni din Am avut presă. noi cândva proiectul Școala Curajului, l-a inițiat și l-a diriguit mulți ani Ghenadi, cât era în Republica Moldova. Acum a plecat el din țară și nu prea are cine să mai învețe oamenii și să filmeze corect și să transmită în direct sau să publice pe internet și să argumenteze cu legi. Articolul 32 din Constituție, legea 64 despre libertatea de exprimare, articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Gheorghe, am văzut că azi invoca articolul 32 din Constituție și foarte bine, dar n-a convins. Da, Ghenadi. Pe mine ce mă surprinde e faptul că oamenii nu se susțin reciproc. Că dacă la o ședință publică cineva vrea să filmeze și nu este lăsat, în locul lui ar trebui să apară 7 care deschid camera și filmează. Ioane, îți dau eu video, da? Pe tine nu te las, filmez eu. Pentru că într-un La consiliu Gheorghe am văzut local... că așa era, chiar un consilier a pornit telefonul și a început să filmeze și Asta îmi altul pare consilier a zis, extraordinar. nu puteți da afară că legea l-apără. Deci ce aici a fost bine. Pentru că de obicei în consilii locale sau în orice astfel de structuri unde au loc discuții importante, publice, sunt din diferite tabere, din diferite partide. Unii sunt la putere, alții în opoziție și atunci lasă uzeze de dreptul lor de a monitoriza o ședință, ei nu o să-i dea nimeni afară.
iar după asta oamenii să te găsească sau să-l găsească cel care a fost împiedicat, să-i dea video, eventual să mediatizeze ceea ce mafia n-a vrut să se vadă, să se discute. Mai e un alt aspect, satele de obicei se împotmolesc în mesaje sterile, idiote chiar, în care oamenii, chiar și profesori, iată cum spunea Gheorghe Scutari, foști profesori care au ajuns în funcții publice sau primari, ajung să pună întrebarea, dar cu ce scop filmezi dumneata, știi? Astea stâmpenii, în legislație nu există motivarea scopului. În legislație este doar ședință publică sau secretă. Dacă Iar, ședință iar în secretă, sate nu există ședințe secrete. Eu zic, de nivelul Administrația stat. locală nu există așa ceva. La nivel de stat sunt autorități care au uneori ședințe secrete și acele ședințe sunt motivate, sunt Pentru că e secret argumentate de stat și în numai anumite puncte care sunt cu secret de stat, acelea secrete, restul totul e public. Exact, da. Și în cazul dat, dacă oamenii, grosul ăsta al cetățenilor care vor să facă astfel de filmări, ar înțelege că ei nu au nicio restricție de a filma ce vor ei la ședințe publice, de a difuza cum vor ei la ședințele publice, inclusiv dreptul de a monta, unii trunchiază, alții fac cum vor ei, dar e dreptul la creație, dreptul la a difuza, cum ai văzut tu ședința. Da, Iată, din poți alegi momentul în numai care toată lumea... bâlbele, filmezi toată ședința și alegi numai bâlbele, cum s-au bâlbâit. Și dacă învățătoarea de limbă rusă se bâlbâie, atunci lasă, știi, toată lumea. Prin sate am avut reacții la ceea ce filmam noi la ședințele locale sau din localități, oamenii, reacții foarte urâte în care ziceau, dar tu n-ai văzut cum o filmat el? Da, cum o filmat? Agresiv? Da, Fraților, e expresia asta cu filmare. filmat agresiv de mulți ani o aud și mă distrez. Nu există filmat agresiv, există filmat ori nefilmat. Aici mi-amintesc de procesul verbal pe care îl făcea polițistul pe vremea lui Voronin și spunea că de la ei a fost depistat un leaț lepit cu scoci. Se Da, referea la asta un mâncare. demonstrează Agramație agramația, juridică. da, sau ignoranța polițistului. Nici legi nu știi, nici gramatică, nici nimic. Da, Gheorghe, ai revenit. Te-au apărat totuși acolo niște consilieri, dar în felul ăsta s-au aflat cu ce tabără ești, cei care te-au apărat. Că ei te întrebau, cine te-a chemat aici? Dar pot să vin și nechemat. Trebuie să scrie o cerere să semneze toți consilieri. Îți dai seama că totdeauna o să găsească un consilier care nu vrea să o semneze. Deci nu acceptați astfel de condiții. Nu trebuie să scriu nicio cerere și nu trebuie să semneze nimeni cererea mea. Eu vin pentru că e ședință Colegi, publică, filmez pentru că vreau și pot să transmit live pentru că am cu ce, băi. eu am văzut că e un fel de intimidare, pentru că el m-a ținut ca cum că sunt o persoană, ca și cum ar fi o persoană simplă din sat care nu cunoaște legile, drepturile de exprimare și așa mai departe. Dacă ați văzut și ați observat, el a început că eu venit la cancelare de stat un articol O unde scrisoare, da. Scrisoarea aceea nu o anulează scrisoare. Constituția, exact. Asta e clar, au fost aberații pe care eu nici nu le-am luat în seamă și mai târziu i-am spus și ei acasă cu dânsul. Dar poate chiar are o scrisoare, pentru că e o problemă reală divulgarea datelor personale. Deci i-au Da, avertizat, poate și doamna scrisoarea Tamara este, poate ați văzut că confirma. acolo Au fi doamna primit secretară. confirmare de la cancelare, Este nu așa. divulgați date Da. personale, nu afișați liste cu persoanele vulnerabile și Ok, tot dacă așa. ați observat acolo, doamna secretară, o spus că da, scrisoarea este, dar acolo e cu totul altceva. Acolo, adică în cazul când, dacă adunarea se petrece public, nu au dreptul, adică eu filmez cu date personale. Bine, dar în cazul că, eu mă întorc la aceeași întrebare, dacă în cazul ședința se petrece public, atunci cu ce ocazie tu trebuie să vii cu date personale, să le publici public? Chiar dacă nu contează că sunt 3-4 oameni acolo public să vede, să arată la... Nu văd sensul la vorba asta care a spus-o el cu datele lui personal. Asta e o Deși dacă încercare tu de vezi, intimidare tu a ai celui 3 care oameni filmează. față. Da, a fost la noi cazul ăsta care din președintele ăsta de Raion, când a prezentat niște date publice al unei persoane din sat, că el e dimitel cu handicap. Astea tot au fost date personale pe care el a făcut o încălcare tare gravă atunci când l-a scos. În primul rând s-a dus și-a scos asta de la punctul medical, nu știu de unde a scos el foaia asta, și s-a dus și-a arătat-o lui
asta, cum îi zice lui Usatăi. Și odată și pe televiziune, chiar ca persoana, e cu handicap și el adică nu-ți dă seama și vorbește. Deci asta tot a fost o încălcare. Da, eu am înțeles că asta e deja o încălcare. Dar tu dacă știi, deja ești persoană care ești ales locatar satului, vii în fața la lume și tu să vii cu date persoane, adică să prezinți date persoane, cum poți tu permis tu să prezinți datele astea personale? Chiar dacă nu filmează. Asta nu, anume eu să nu filmez datele lui personal și nu le arăt. Deci, Noi ne întrebăm la nivel local, iată cum își permit așa funcționari publici să aibă un astfel de comportament. Dar haideți să ne uităm în Parlament, unde Igor Nicolaevici Bolea își permite niște limbaje necenzurate. Asta este catastrofal și ei totalmente reprezintă o mare parte din populația Republicii Moldova. Din da, păcate, păi și lui care... școala lor, noi nu puteți să ne Nu că spunem este la școala lor, este o o educație, needucație, corect. o needucație mai curând, care este Da. specifică unui contingent de oameni și, din păcate, mulți din ei au funcții publice care influențează viețile altor oameni. Tocmai de asta avem democrație și libertate de exprimare, ca să observăm problemele, să le semnalăm instituțiilor sau direct omului care face problema, și în speranță că o să se rezolve acea problemă. De exemplu, Gheorghe, când filmai oamenii, ce unii țineau cu tine și alții erau contra ta, puteai să-i sesizezi că încalcă legea despre prevenirea răspândirii bolilor. Stătea cu masca pe barbă sau sub nas. Ambii încălcau legea și Coleg, în trebuia cazul dat să... era polițistul de sector în sală. El trebuia să Dar pe trebuia asta cineva să-l locatarul. sesizeze, că poate lui nu-i E dă în clar, gând. da. Asta nu, deja la mine era altă Altă greșe, altă orientare, era preocupare, de scandal, acord. da. Uite tot așa și cu libertatea de exprimare sau încălcarea, depășirea limitelor libertății de exprimare. Dacă nimeni nu sesizează chestia asta, se publică date personale. Noi cum am fost amendați odată când a filmat Borodache, cazul unei fete care pretindea că a fost violată. Dar omul a difuzat afișul făcut de poliție cu date personale despre ea, toate lipite prin tot satul. Deci, el a Păi răspândit ceea ce a deja asta răspândit poliția. Și am fost noi pedepsiți pentru ceea ce a făcut poliția. Vă dați seama ce aberație pentru de făcea lege parte și de din hai interpretare a legii. cu un avocat bun putea fi atrasă poliția ca parte sau chiar să depună plângere și să răspundă poliția pentru ce a difuzat. Omul a difuzat ce a văzut în spațiu public. Asta îmi pare aberant ce a făcut instanța de judecată, să pedepsească un afiș văzut în public și difuzat după asta. Asta e, deci pentru datele personale răspunde deținătorul datelor personale, adică statul, de Corect. exemplu. Nu eu care eram, asistam la ședința aceea și eu trebuie să răspund că am Da. difuzat. Voi nu trebuie să o difuzați, pentru că vorbiți despre cele date personale într-o ședință publică, cum iată de 2 ori a spus Gheorghe chestia asta. Sau foarte des se întâmplă că ședințele publice sunt difuzate online. Și în cazul dat, ce facem? Punem pe cineva care să facă Flutere. bruiaj, să nu se audă datele cu caracter personal. Ce facem? În sală sunt oameni care ascultă, aud asta. Fiecare poate înregistra audio sau poate să-și noteze nume. Deci trebuie probabil regândit, dar foarte des autoritățile noastre folosesc, în interes Pretextul de ăsta. clan, de mafie, pretextul că, băi, sunt date cu caracter personal, nu poți asista. Și da, îmi pare că legislația e prea cu minte, sau cel puțin cei care încalcă legea beneficiază de un tratament special când chemi poliția sau când sesizezi prin plângeri la poliție, la procuratură, nimeni niciodată nu-i pedepsit și prin asta sunt încurajați să împiedice libertatea de exprimare, libertatea de a fi în sala de ședință publică, așa cum sunt toți ceilalți. Eu de ce am plecat din Moldova? Pentru că la majoritatea instituțiilor de stat deja nu mai eram lăsat să intru. Și punea un haidamac acolo să nu mă lasă și acel haidamac încălca legislația pe barba lui, dar și pe barba autorității, pentru că el nu era pedepsit chiar dacă depunea în plângere. Din păcate, legea e prost croită, iar cei care trebuie să vegheze ca legea să fie respectată nu fac asta, nu aplică legislația. Sunt prevederi ale codului penal chiar, prin care dacă împiedici un jurnalist să-și facă meseria, în virtutea legilor statului Republica Moldova, răspuns penal. Și n-a răspuns Da, nimeni se pare niciodată. că articolul 180 prim cumva l-a propus încă Corina
Fusu, când era, nu știu ce era, avea funcție în Parlament, l-a propus și a fost votat, dar n-a fost aplicat niciodată, chiar dacă l-am invocat de mai multe ori. Iată, Constantin Bobu ne provoacă în calitatea noastră de artiști, nu neapărat de jurnaliști, dar și ca jurnalist, și în jurnalism se practică chestia asta. El ne provoacă, hai chiar să publică comentariul lui, când cineva trunchiază, trebuie să lase de înțeles că ceea ce face nu e informare, ci e o glumă, un joc. Cine scoate din context, trunchiază și așa, cu rea intenție, nu trebuie să pretindă că informează, că citează. Și tot Constantin adaugă, iar dacă presa sau cineva face trucaje de montaj, prezintă trucajele ca informație și mai adaugă sublim judecăți personale în prezentare obiectivă, asta e tentativă de manipulare prin dezinformare și trebuie deconspirat public această tentativă și puse amenzi. Irina, Tony, eu sunt Irina de... imediat a reacționat, că și ea practică colaje, trucaje și tot așa, artiștii de Nu, noi. eu nu practic colaje. Ideea e că... dar în care parte m-ai văzut că eu să practic colaje trunchiate cu N-ai fraze scoase fost din la context? biserică, n-ai folosit colaje când a fost protestul acela la biserică? Păi, dar nu le-am folosit scoase din context. Am folosit toată informația și de partea mea și de partea oamenilor. Ok. N-am folosit doar o parte din adevăr ca să fac presa galbenă. De obicei face trunchieri de astea din context, scoate doar o frază ca să acumuleze hype, cheamă chestia asta, să adaug, să grămădească. Ce voiam să zic? Iată, despre trunchierea informației, recent ambasadorul României de Republica Moldova a fost învinuit de faptul că anumit moldovenism bădărănesc ceva, o frază, care a fost la fel scoasă din context. Dumnealui a ținut un discurs cu referință la, iarăși, o parte a populației care sunt contra vaccinării și care susține ideologia unei limbi moldovenești diferită de cea română și apartenența etniei și dumnealui a făcut o referință la bătrânii moldovenească, ceva de genul, și respectiv a fost acuzat din cauza unei trunchieri din informație, tot în un articol care spunea că ambasadorul ne-a numit pe noi că suntem moldoveni bădărani. Da? Deci, iarăși, este vorba despre o informație scoasă din context și trunchiată. Deci, așa fraze sunt folosite deseori de presa galbenă. Din păcate, mulți reporteri folosesc și recurg la trucurile astea pentru a face niște titluri de știri mai șocante, mai atrăgătoare și ca să adune cât mai multe like-uri și reacții. Eu nu știu dacă ea se pedepsește prin lege, doar dacă... Eu nici nu știu dacă sper, Oleg, este pedepsită chestia asta prin lege, undeva? Cred că da, cred că e prevăzut de legea aceea 64 despre libertatea de exprimare, dar nu sunt sigur. În același context, Gică Petre comentează pe pagina Oleg Brega, activist civic. Am urmărit-o pe Maria Olar și vreau să spun, Oleg, că a avut niște comentarii la adresa românilor din România. Xenofobe. Deci, în contextul ce spuneai tu despre ambasadorul României. Anumite comentarii pot fi interpretate de cineva ca fiind deranjante, jignitoare, incitatoare la ură, xenofobe. Să revenim iarăși la ceea ce a spus Ghenadi, că persoanele care de obicei vin cu astfel de comentarii, de obicei nu prea sunt strălucite de minte și special sunt că unii troli chiar care special fac zâzanie între națiuni și deseori unde sunt postările legate, care unesc mai multe etnii, de obicei se iscă scandaluri legate de rusofoni, de rusofobie, românofobie și moldonofobie, adică special sunt persoane care iscă conflicte între națiuni. Și trebuie să evitați și la fel raportați aceste persoane pentru că ei instigă la ură. Despre truncherea informației, în Moldova, probabil masteranzi sau chiar cei care fac studii doctorale ar putea să facă studii, sunt mostre de manipulare televiziunile mafiei, pentru că ele au cel mai mare impact
Și dacă timp de 10 ani de zile, Exact. la 7 televiziuni care au impact mare, spală creierii oamenilor prin informație truncheată, prin interpretare eronată, prin tot felul de manipulări, asta trebuie adus la cunoștința societății, pentru că zi de zi asta afectează zeci de mii sau chiar sute de mii de oameni minciuna. Și cei care au studii sau cei care măcar din când în când se informează corect, ar putea să se distreze urmărind și televiziunile mafiei pe lângă presa de calitate, care e foarte puțină în Republica Moldova. Avem atâta presă cât ar putea să o citească orice intelectual și să-și facă o închipuire ce se întâmplă în țara aceea. Dacă intri pe newsyam.md, pe acel agregator de știri, aproape 1000 de știri pe zi sunt difuzate și marea lor majoritate sunt subite din deget. Despre o țară, despre un stat mic, cum e Republica Moldova, probabil n-ar fi mai mult de 30-50 de subiecte pe zi, fără să forțezi nota, fără să dai știrea că nu mai știu cui e acolo, i s-a Mai umflat o un sală deget. aduce 30.000 de sirieni. Verde în loc de albastru. Căcaturi din ăsta care zi de zi ne freacă timpul. De Poate ai unde să iei văzut, 1000 de știri în care se fură atâta? poate ai observat, Ghenadie, tot agregatorul acela de știri are și instrument cu subiectele zilei. Și acolo, într-adevăr, nu sunt mai mult de 20-30 de subiecte ale zilei. Dar când deschizi un subiect, apoi îți arată aceeași știre la 20 de site-uri sau televiziuni sau posturi de radio, că acolo nu numai televiziuni se arată. Dar Și pentru... aici e obligația instituțiilor statului. CCA-ul ar trebui să monitorizeze în detaliu și din când în când să pedepsească pe cei cu încălcări flagrante. Ia uite, Moldova 1 acum câtă manipulare. Intrați pe pagina lor de Facebook, vedeți ce gen de știri a Mai bine difuzat în nu intrați. ultimele 2 luni. O să vedeți că de fapt e apușoară, e în slujba mafiei, televiziunea Irina, e cum plătită să nu cu bani intre dacă se publici. cheltuie 30 sau 100 de milioane de lei pe an din bugetul public la care contribuim noi cu toții? Cum să nu La asta intri de să mult vezi cum se trebuia să cheltuie banii renunță. De tăi? ce să monopolizezi? De ce să plătești o televiziune dacă sunt alte 7 care între ele își fac concurență? De ce trebuie una de stat care să facă și asta propagandă în favoarea mafiei? Sunt, Ghenadie, Momentan. subiecte culturale sau teme de minorități, toate trebuie reflectate de o Exact. televiziune publică. Există rostul unei televiziuni publice, educație civică și tot așa. Pentru că astea nu Exact. aduc bani și televiziunile comerciale nu o să-ți facă niciodată educație civică sau să apere drepturile minorităților, pe când o televiziune publică ar trebui să aibă asta și să aibă grija culturii, de exemplu. Ar trebui să aibă asta ca prioritate o televiziune publică. Dar uite că televiziunea noastră publică nu întotdeauna face chestia asta, se implică în jocuri politice, iar Consiliul Audiovizualului nu prea se ocupă de pedepsirea celor care depășesc limitele libertății de exprimare. Nici acolo în Exact. Republica Moldova, nici dincoace în România. Momentan avem două instrumente care ne pot ajuta să oprim aceste știri false. Este portalul Stop Fals, unde noi putem raporta informația falsă care se distribuie, iar pe subiectul pe care l-am început discuția cu privința la hărțuirea în mediul online, din câte cunosc, pentru adolescenți este portalul Sigur Online și nu știu dacă el acoperă și cerințele oamenilor maturi, dar la Sigur Online poți beneficia de suport și consiliere psihologică, atât și din câte cunosc, autoritățile se sesizează pe baza bullying-ului și hate-ului în mediul online, anume adolescenților. Adică, cel puțin pentru cetățeni, aceste două instrumente ne pot ajuta pentru a preveni câteva nedreptăți. Dar, da, Consiliul Audiovizualului, din câte eu cunosc, e și el corupt și, într-adevăr, nu este în interesul lui să acționeze pentru cetățeni ca să nu fim dezinformați și mai ales din banii noștri, pentru că se fac o mulțime de o spălare mare de bani se face și în Consiliul Audiovizualului și în televiziunile publice care partajează, nu sunt echidistante și fac promovarea unor știri de astea propagandiste. Iată, Simeon zice că toate televiziunile din Moldova fac propagandă și manipulări. Ghenadie, care e și el artist și care a făcut un doctorat în persoasiune și manipulare, ar putea să zică, da, dar unele metode de persoasiune și manipulare sunt legale, altele sunt împotriva legii și se pedepsesc. Dacă Exact. ar fi activ Consiliul Audiovizualului sau CNA în România,
și dacă ar fi activ parchetul, CNCD, care previne discriminarea și pedepsirea discursului de ură. Mai Din punct citim. de vedere economic, orice televiziune este apartenentă unui partid politic sau a unui om de afaceri care finanțează, pentru că altfel ele nu ar putea funcționa și nu ar putea exista, pentru că în televiziune este foarte costisitor să întreții un astfel de mecanism care funcționează și publicitatea este la fel de scumpă și ea cumva trebuie să funcționeze. Dar, totodată, o televiziune care este respectabilă, chiar dacă face parte, adică dacă este finanțată de un partid, ea oricum va fi echidistantă și va Ar trebui să fie, conform ar legii. trebui, da, pentru că dacă să ne uităm și la Jurnal TV, ea tot este o televiziune, se proclamă o televiziune echidistantă și liberă, dar totuși când era vorba despre știri, mai mult îl scotea în prăjină pe Plahotniuc și îl critica și era pe partea cealaltă de baricadă, da? Deci, iarăși, problema e că sunt unii oameni incompetenți care lucrează și ei cad în niște extreme care nu le fac față. Și, din păcate, iată, se primește propaganda ori de dreapta, ori de stânga. Pentru că nu sunt cetățeni care să cunoască legile, drepturile și să ceară respectarea lor. Iată, în condițiile astea, tot Constantin Bobu zice, în Moldova o treime din cetățeni sunt dezinformați prin niște trusturi media și votează în conformitate, dar ăștia sunt tocmai treimea activă de cetățeni care ies la vot. Deci, nu degeaba se Din pompează păcate, bani, ea nu este. degeaba se bagă bani în televiziuni pentru că se materializează în voturi. Am pornit de la un subiect și am trecut la televiziune. E libertate de exprimare. Haideți să revenim la subiectul dumneavoastră, dar vorbim deja de peste o oră și ar trebui să venim cu concluzii. Da, sunt de acord. Deci, în cazul dumneavoastră, ar trebui să fiți un pic mai tolerantă pentru că nu sunteți ca Galina Dermenjee, cetățean de rând, dar și intransigentă cu organele pe care le-ați sesizat despre abaterile Galinei Dermenjee și încă nu au pedepsit-o. Da, asta este. Și noi vă putem ajuta în mediatizarea cazurilor, să insistăm ca organele să aplice legea și pe dumneavoastră să vă încurajăm să fiți mai tolerante, mai îngăduitoare. Aș avea o sugestie, doamnă, dacă aveți suficientă baterie la cameră, suficientă imaginație, orice filmare de a ei, filmați-o și dumneavoastră. Și da, ea intervine să vă spună, dar mie îmi pare contraproductiv ce spuneți, că nu vedeți ce filmează și ce difuzează, auziți că vă calomniază, filmați discuțiile cu ea. Dacă aveți ceva de raportat la poliție, Exact. dați O să în aveți video. probă. Da. Nu am nici telefonul atât de performant și atât internet cât gigabyte, megabyte cât posedă ea. Nu am asta. Nu am așa lux de telefon. Este un Dar telefon care e minciună revenit de dacă două, ați trei. avea, dacă ați Orice avea fel o de. cameră și ați și filma, doar așa mi închipui că un subiect ar putea să fie. O oră întreagă ne-am bârfit una pe alta, dar în final am constatat că nu avem ce să spunem și Nu difuzăm și noi am ce era acolo. atâta capacitate și nu am atâta interes. Nici nu-mi prezintă ea interes mie. Nu înțeleg de ce doar pe mine mă hărțuiește. Iată, A, aceasta eu deci nu v-ar înțeleg. conveni să hărțuiască Bucurați-vă, și pe doamnă. alții, da? V-ar conveni să hărțuiască și pe alți consilieri și atunci ați Nu, fi nu, nu, să liniștită. stopăm. Nu, e destul cât mă Și cum hărțuiești pe vedeți? mine Și de un cum vedeți să primar. stopăm? Să-i Nu. luăm telefonul, să interzicem internetul? Ce? Cum vedeți dumneavoastră să stopăm asta? Eu cred că dacă depășește limitele libertății de exprimare să fie pedepsită, o să plătească câteva amenzi și o să se liniștească. Doamna Tamara, orice telefon are dictofon care nu vă ia internet. Chiar și un telefon simplu cu butoane are dictofon și dumneavoastră puteți să înregistrați, ea nu ocupă tare multă memorie. Unul la mână, doi la mână, chiar eu am observat că dumneavoastră cumva mizați pe faptul că atâtea persoane sunt în consiliu și ea s-a aninat anume de dumneavoastră, nu de faptul că ați dori să opriți chestia asta, dar vă deranjează faptul că doar de dumneavoastră s-a aninat și atunci vi revin și eu la întrebare. Ați vrea să se aninește de alți oameni, nu doar de dumneavoastră? Nu, 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 Doamne ferește, nu. Ca să opriți toată hărțuirea asta, dacă într-adevăr vă deranjează și vă întrece limitele, trebuie să răspundem din punct de vedere legislativ, cu aceeași monedă, care este pe măsura acțiunilor pe care ea le face. Este Adică? între.
Adică, în cazul dat, nu este suficient să faceți dumneavoastră partea cea bună, polițistul cel care tace și rabdă și ca mironosită, eu mă răbde că mă deranjează, dar nu fac nimic pentru că eu sunt bună la suflet și am să tac chiar dacă mă deranjează persoana în cauză, nu. Dumneavoastră filmați-o într-adevăr și cu aceste dovezi puteți să veniți în instanță, să o dați în judecată sau să veniți la poliție și să o scrieți, să o dați la poliție pentru ca să vă plătească despăgubiri morale. Iată, așa doar puteți să acționați. Dar doar jăluindu-ne pe internet, asta nu o să aibă niciun rezultat. Apropo, o soluție ar putea fi să vă creați un cont alternativ, un nume fictiv, de exemplu TR, cum ați procedat aici, și cu acel cont fictiv de Facebook să puteți vedea toate postările, vă învățăm noi să salvați în computer cele care îți de trimis la poliție sau la judecată. Monitorizați-o, doamnă. N-aveți dumneavoastră resurs, filmați. Lăsați-o pe ea să filmeze, că are cu ce, am Să înțeles, producă și probe. folosiți acele video în proces de judecată. Păi ea Deci produce probe și doamna Tamara se plânge, dar organele încă nu fac nimic și o tolerează și o încurajează. Asta e problema. eu nu am telefon atât de performant, nu am atâta capacitate ca eu să creez un cont incognito. Nu am, Dar nu sincer trebuie vă mult zic. capacitate. Cum ați făcut primul cont, tot așa faceți și al doilea. Păi nu Nu, l-am creat eu, dar și tot asta Dorin Popne l-a e creat, interzis nu. de politica Facebook, Ghenade. Nu încurajați să facă chestii ilegale sau Doamnă, statutare. apelați la cineva care vrea, e dispus să vă ajute. El să vadă ce postări video mai sunt, să le extragă, pentru că Facebook are o aplicație downloader să scoate video și să vi le trimită, să le încarce pe YouTube sau undeva ca să Cam analizați. așa, E cam simplu. așa, pentru că eu nu pot. Eu acestea totuși m-am străduit și mi le-au salvat cineva, dar eu nu pot face acest lucru. Este și de la poliție le-au registrat, toți au înregistrat. Dacă vă zic, am elevi în Israel care ei îmi trimit și ei îmi spun că da, noi am salvat. Pentru mine asta este chiar deja depășit. Am elevi din promoțiile mele. Exact așa spunea și consiliera aceea în cazul lui Gheorghe, că zicea că m-au văzut de departe și ne-au spus, iau și eu fost acolo. Mare brânză că v-au văzut de departe. Pentru asta există internet, ca să vă vadă de departe și oameni Să necunoscuți să vă vadă, dar nu comenteze. hărțuirea și nu hărțuirea și nu injuriile aduse Ho-ho. mie pe internet Hărțuirea, de nu știu injuriile cine, și cum spune calomnie. Iriluța că... Hărțuirea, injuriile și calomnie trebuie să fie constatate de organele abilitate și pedepsite. Asta e problema dumneavoastră. De altfel, nu Le vom încercați să opriți constata, libertatea consilier. ei de exprimare, pentru că, până la urmă, să învețe să o folosească responsabil. Și noi suntem dispuși să o ajutăm. Pe cine? Pe Galina Dermenji să filmeze, să transmită în direct responsabil. Poate să vină și să transmită toate ședințele dumneavoastră de Consiliu, dar să o facă responsabil și corect. Dacă are un scop, dar ea are scop ca Fără noi niciun să ne scop, Ghenadi va minorităța. explicat. Doamna are Libertatea de drept să-ți exprimare filmeze poate fi fără și fără scop. scop. Exact. Poți să filmezi și să transmit live pentru că așa vrea mușchimești, pentru că pot. Pentru că am cu ce. Fără niciun scop. Să văd, poate o să iasă vreo păsărică din gura voastră. Alt scop n-are. Ea monitorizează, Ce-o produce fac morator document. cu el? Exact. Gheorghe s-a trezit și el când v-a auzit că argumentele astea. Care-i scopul? Dar taman ăsta e scopul. Să văd ce o să mai scoateți pe gură. Nu, pe mine m-a amuzat foarte mult când am văzut aceeași întrebare și la doamna Tamara. Care este scopul? Pentru ce filmează? Pentru că mi s-a spus că Deci... adică data trecută eu am filmat și am făcut mizerie. Am a doua oară eu iar vreau să fac mizerie. Deci spuneți că faptul că eu deja, dacă public video, asta înseamnă o mizerie pentru mine, lor, că eu fac mizerie. Iată, Și asta avem... nu e un scop, asta e un drept care eu, adică vreau ca și alți cetățeni din rândul meu să fie informați, alți cetățeni, pentru că i-au votat, au fost aici, s-au pus voturile pentru acești consilieri și ei trebuie să vadă anume cum și fac ei aici în sat sau... Asta este dreptul fundamental și dreptul la informații pe care sunt datori să-l... Deși se cheamă ședință publică, eu nu pot să înțeleg dacă e ședință publică, înseamnă că trebuie să înțelegi că nu trebuie să teme anume de cameră sau să vezi
Dar dacă în locul meu mai era 100 de oameni cu camere acolo, și făceau. Și te transmiteu în direct, sau Și te 73 din ei transmiteu aveți în și mă direct. transmis în direct. Eu vreau să-i transmit lui fratele, lui sora, lui mama, lui tata. Și treaba e cu mine și fac eu că filmez. Asta e în public, regula ține cu mine și eu îmi dă legea, îmi dă voie să filmez. Exact. Dar și că ei încep deja născoci legea asta, ei născocesc și nu prim, pentru că ei se învață unul de la altul. Și ați văzut aberațiile spuse de primar. Acestea sunt lecții luate de la alt primar, din altă localitate, care o folosit, cum spun, o folosit vorbele astea, tot așa, la niște persoane care nu cunosc într-adevăr legile, și ca să le fac și el, și lui să-i spânească. Deci, Da, asta sunt șepii, e un ei truc. se îndeamnă unul pe altul. Eu am spus așa și ne-o s-o prânit, gata, au oprit camera, l-au dat afară. Dar așa nu se face, trebuie să cunoști legea, pentru că eu abia atunci când am răstit de articol 32, atunci eu le-am s-o oprit și s-o astâmpărat. Și polițistul a început să sară în apărare, mea Da, au că eu văzut că nu fac. ești ignorant și articolul 32 în Constituție e solid, nu se compară cu scrisoarea lui de la Cancelarea de Stat a Guvernului. El a precizat că e Cancelarea de Stat a Guvernului, parcă există Cancelarea de Stat și a Primăriei. Nu știu de unde la poezia asta cu Este cancelarea, dar... Cancelarea de Stat în Raioane, cum este și la noi la Cacul. Poate asta a fi avut în vedere. Dar vreau să vă zic, fiecare primărie are un regulament de activitate și în acel regulament sunt întărite niște puncte, sunt votate. Dar acel Și regulament atunci. intern e pentru angajații primăriei, pentru consilieri. Ei, dacă vor, Da. îl respectă, dacă nu, nu. Dar pentru oamenii din afară, acel regulament nu are nicio valoare. E regulament de activitate internă. Cum trebuie să vină încălțat, îmbrăcat la ședință, la consiliu, la ce oră, cu câte minute înainte de ședință și tot așa. Nu poți să încalci drepturi fundamentale prevăzute de Constituție, de convenție și de legi organice printr-un regulament intern. Nu poți nici să-l invoci, decât dacă vrei să te faci de tot râsul. Cum invoca primarul acela, invoca scrisoarea de la cancelarie, când ăsta îi vorbește despre un articol din Constituție. În fine, cei Dacă care nu cunosc consilierii Constituția hotărăsc. au telefon performant, mult gigabyte și vocabular care incită la ură, la discriminare, la hărțuire și... Nu De ce neapărat. spuneți Nu așa, doamna neapărat. Sunt Tamara, unii că care cei care... pot să facă live-uri responsabile și corecte. Iată cum Eu am face făcut trimiteri activistul Buzoian Gabriel la Nițu. persoana din Mingi Galina din Burlacu. Eu aici nu Dumneavoastră am ați zis făcut altfel. trimiteri la Gheorghe. Dumneavoastră ați zis altfel. Cei care au bani, telefoane performante, fac live-uri și sunt proști pentru că lucrează, nu știu ce, măturători la grădiniță. Nu Nu am zis generalizați pentru că e prost. greșeală mare. Eu nu sunt de acord cu faptul că persoanele care nu cunosc legile neapărat sunt bogate și cei care știu legile sunt săraci. Asta e cumva un stereotip. Adică, dacă tu ai telefon performant și poți filma, înseamnă că nu cunoști legile. Poate din contra, este o persoană responsabilă și vrea să filmeze ce se întâmplă aici. Atâta timp cât dumneavoastră sunteți persoane care funcționați într-o instituție publică, din banii publici, din banii plătiți de stat și aveți niște ședințe publice deschise către cetățeni și vă faceți treaba corect, justificat, cinstit. Nu văd o problemă ca dumneavoastră să fiți intimidată că cineva, un cetățean oarecare care face parte din comunitate, a intrat la dumneavoastră la ședință și vă filmează. Doamna Tamara, este dreptul lui, fără niciun scop. Sunt de acord totalmente, Irinuca, te susțin, de acord totalmente, dar nu se facă accent pe persoana. Iată, ea este Rotaru Tamara, iată, ea este, face așa, ea este Tamara Dar nu Rotaru, sunteți care dumneavoastră are două... Tamara Rotaru și faceți asta și asta, ea vă prezintă. E, Face da, nu, publicitate. nu prezintă, nu ne pupă mâna, nici nu vreau să ne pupi mâna, dar nu vreau să mă hărțuiască atâta. Nu, voi ziceți, dar eu prin ce momente de calvar trec, asta nu se redă în cuvinte. Eu zic că ar trebui să fiți mai rece, mai distantă, să nu treceți chiar prin inimă și prin suflet totul, pentru că mai departe e încă mai greu o să fie. Și sper că Punem vreți să punct. faceți politică mai departe.
Punem punct, numai stopăm, Da? ajunge. Eu Atunci vă atât ați mulțumesc putut și pentru. să nu vă mirați că în locul dumneavoastră o să vină Galina Dermenjit, chiar o să ajungă primar sau președinte de raion și după aceea o să ajungă în Parlament. Deci să nu vă mirați că alții mai obraznici, mai cu telefoane performante și mai puțin citiți, o să facă politică pentru că dumneavoastră, gata, v-ați deranjat, punem punct și să facă alții. O să facă alții. Că locul nu rămâne gol. Cineva trebuie să fie consilier. Desigur că nu. Mai vorbește asta despre, nu știu, despre un orgoliu personal, pentru că oamenii care, de fapt, își fac treaba, ei nu trag atenție la tot ce se vorbește prin preajmă. Dar dacă sunteți de deranjată de o singură persoană, doamna Tamara, aici pune semne de întrebare. Vreți dumneavoastră să vă ocupați cu lucruri pe care îl faceți sau îl faceți doar pentru ochii lumii ca toți să vă laude? Nu toți suntem perfecți, este adevărat. Trebuie să acceptați și critica și cea constructivă și deja să o ignorați pe cea care este negativă, dar să nu o băgați în seamă, pentru că de altminteri vorbește despre orgoliu. Nu cred că trebuie să ignore critica, hate-ul, cum ai zis tu, sau critica destructivă, dacă asta chiar îi afectează personalitatea, îi Da. dăunează imagine, Să nu incită la violență și intrăm la în ură. generații Asta discuție care trebuie nu vor. denunțat. Da. Asta trebuie denunțat și e foarte bine că reacționează. Și e foarte grav că organele nu intervin. Nu trebuie să învețe să tolereze ura. Nu, Trebuie să absolut. învețe Eu să tolereze făceam criticile. o remarcă cu referire la tot discursul pe care noi l-am avut anterior, pentru că cumva asumăm toată discuția noastră și facem niște concluzii și am acumulat mai multe informații pe parcursul acestui discurs, respectiv luăm în considerație toate remarcile și toate ideile care s-au pus. Da, și totodată. Eu aș vrea să întreb pe doamna Tamara, dumneavoastră, ce ați decis pentru dumneavoastră după discuția noastră de o oră și jumătate pe care am avut-o? Ce ați decis dumneavoastră că va fi care vor fi acțiunile dumneavoastră? V-ați supărat și vă duceți într-un colț și gata, nu mai vorbiți cu dânsa și nu mai sunteți funcționar public sau o să acționați ca să o stopați din punct de vedere legislativ? Ce ați decis dumneavoastră să faceți? Cum aveți de gând să opriți? Iar pentru mine nu importă nimic, în sensul că să-i atrag atenția așa de mare, Deja i-ați tras atenția. Dacă dumneavoastră ați ridicat discuția asta, înseamnă că ea contează pentru dumneavoastră și vă afectează. Dar care vor fi acțiunile dumneavoastră mai departe, nu doar din punct de vedere personal că vă afectează, dumneavoastră ca funcționar public, ce o să faceți mai departe În cu continuă persoana în activitatea cauză? în Consiliu. Da, cu persoana în cauză, că dumneavoastră ați sesizat un deranj psihologic care este făcut din partea unui, care vine din partea unei persoane. Noi am discutat despre atâtea Se vor expune instanțele. Și atât. Și cu siguranță se vor expune. Auziți? Da, eu vă aud. Nu mi-este clar ce o să faceți dumneavoastră mai departe. O să filmați în caz că o să mai fiți atacată sau o să tăceți Nu, sau nici de ideea. gând nu am să filmez. Nu. Nu am nici de gând să filmez. Nu-mi provoacă plăcere. Nu. Nu voi filma. Pentru ce să filmez? Îi voi da neatenție. O să o ignorați. Da. Bun, zicea Ghenadi, ca să produceți probe, ca să produceți dovada comportamentului ei inadecvat a depășirii libertății de exprimare. Dar sunt suficiente și live-urile Elearia, ei, dacă le faci. pentru că ea nu înțelege, live-urile ei rămân ca probă. Mai ales că nici nu a șters niciunul până acum. Decât v-a blocat și crede că dacă v-a blocat, s-a ascuns după deget, nu o să o vedeți. Ajung la Din dumneavoastră câte am live-urile ei înțeles, și pe mine v-a blocat, am înțeles. a anulat câteva video care mă acuză că eu am luat 500 de lei. Cineva mi-a spus pe ce l-a anulat și că ceva acolo mai are anulate. Da, adică nu am eu capacitatea în telefon ca să o filmez și nici ca scop. Pentru că Gheorghe, eu mă și știu tu? pe mine. Gheorghe, Deci ce concluzie ai înțeles? dumneavoastră puteți să ignorați în alt fel. Deci stășesc, dar stați în cazul când ea vă atac cu camera, pur și simplu scoateți camera și filmați-o, atât. Nu e nevoie să cuvântați sau să-i răspundeți cu același tipeu care dumneavoastră. Am
S-a Sunt adresat chiar la adresa așa. mea. Vedeți că ea invocă, că ea, practic, fidesa nu are voie Și nimeni, s-a nici arătat și polițistul să dumneavoastră, filmeze, nu, nici eu nu am indiferent ce și dreptul. prostiile, puteți filma și dumneavoastră o filmați și ia ca punct paralel, chiar Iată, așa. atâta ne-a rămas numai. Eu vă mulțumesc mult cu discuția care am purtat-o noi. Voi ține cont, cu toate că vă zic, asta a fost un imbolc chiar și de la cetățenii cu care deseori mă întâlnesc, toți așa îmi spun, și pe rețele socializare scriau, zic, haideți, dacă noi totuși avem un ONG care promovează respectarea drepturilor omului, de ce să nu scoatem și acest, până la urmă, este o limită chiar și eu și deseori pe o lecă de la urmă, libertatea de exprimare, dar vă exprimați, nu am auzit, revin la subiectul, nu am auzit niciodată asemenea comparații, limbaje incitant la ură, la discriminare, la hărțuire, până și la, vă zic că eu acum iarăși parcă am trecut la emoții, cei ce simt eu pe holurile jucătoriei, cei cum ea filmează, cum e deranjant, e deranjant. Amintiți-vă că legea permite ca libertatea de exprimare să fie deranjantă, să supere. Păi să te exprimi, dar atât cât este o normă, cât este o Exact, limită, e nu o și... linie foarte subțire între permis și nepermis, e o balanță între interesul public și viața personală, dreptul la imagine, dreptul la Se intimitate vede și că tot eu așa. sunt crescută de alți părinți, am fost Vremurile se schimbă, doamnă, și înveșmântată. liniuța aceea nu tot timpul zace acolo, nu-i betonată. Liniuța aceea e ca o panglică în bătaia vântului. Ea fluctuează. Asta trebuie să învățăm în societate și să vedem în ce direcție se duce granița între permis și nepermis în libertatea de exprimare. Bine ați venit în lumea schimbărilor. Gheorghe, hai și cu tine o concluzie scurtă la final. Ce ai de gând cu clipul cel? Îl faci public, nu-l faci public? Le dai o lecție sau... Îi lași în plata Domnului, facă ce vor în consiliul lor. Deocamdată, încă nu știu, n-am luat încă nicio decizie, n-am să public video ăsta deocamdată, dar dacă în caz că deja eu să continui iarăși cu, nu că aduc avertizări sau cameniți, e clar că video o să fie publicat. Dacă o să fie necesitate, adică nu se va ajunge cumva dovezi sau concluzii, că argumente de fapt că într-adevăr asta cazul nostru cu primarul este un caz absolut real, pentru că eu deja am discutat, nu știu, au fost persoane de chiar de la Parlament, am discutat în prezența, cunoașteți Parlament și trece la noi aici în raionul ăsta basarabiască. Dar anume în satul meu mă intrig ca noi primarii ăștia care au făcut parte cândva din Partidul Democrat, ei acum neavând care să unii să o iei, pentru că deja sunt refuzați de toate partidele și dacă Partidul Democrat s-a descompus, ei nu mai au unde pleca. Ei stau pe loc și caută ieșiri de situații și în cazul dat ce se întâmplă? El îl dă pe afară, dacă secretarul îi cunoaște acolo toate regulile sau cunoaște ceva care niște planuri de a lui care niște chestii care nelegibile, adică nelegale. Și dacă el vede că cineva îl sapă din consilierii lui sau din angajații lui din primărie, afară, a-l aduce pe altul. Și chestia că el nu aduce persoană tot din sat, dar o aduce din străini, la străini, că știi că așa la stac și a să închidă, cum spun, gura. Și asta e. Bun, nu știu, e El... suspect și răspunsul tău, ca și doamna Tamara. Ea a zis că gata, nu mai particip în politică și nu mai vreau să o filmez, dar tu ai zis că eu am filmat, dar păstriz clipul acela și o să-l public numai dacă nu știu ce. Ei oricum au protestat și au ieșit din ședință. N-au vrut să asiste la ședința la care dumneata filmai. Deci oricum i-ai deranjat și le-ai tulburat liniștea. Acum, de ce nu publici comportamentul ăsta lor? Asta mi se pare greu de înțeles de la un activist pentru libertatea de exprimare, că iată, toți patru acum care am rămas în discuție, suntem membri în Asociația Hyde Park și Ghenadia este. Adică ce spui? Păi eu nici Adică cum nu o eu să sfătuiesc să depun publice. mandatul. Eu nu vă Eu sfătuiesc nu să depun. depuneți mandatul și nu vă sfătuiesc să renunțați la politică,
pentru că v-am zis, în locul dumneavoastră o să vină Alde Galina Dermenji și Maria Olar. Iar pe Gheorghe nu sfătuiesc să țină clipul ăsta în buzunar, pentru că așa se comportă presa de propagandă care ține astfel de... Așa se comporta Plahotniuc. El filma oamenii în ipostaze compromițătoare și nu le difuza ca să prezenta interes public mare, ci le zicea: băieți, ia uitați-vă ce video am aici, cât dați, ce spuneți, ce faceți pentru mine ca să nu difuzez. Și asta e dincolo de limita de primare. Aici în România a fost băgat la închisoare un director de televiziune, Dan Deaconescu, pentru astfel de șantaj, cu astfel de imagini pe care nu le difuza, dar cu care negocia cu subiecții ce, hai că nu difuzez asta dacă faceți cu tare și cu tare. Și omul stă la închisoare și are obligație, nu știu cât, încă 10 ani să nu apară la televizor, să nu facă televiziuni. Și prin astfel de acțiuni noi încurajăm, iată, trunchierea informației și propaganda galbenă, cum era menționat anterior. Exact. Deci, ca să nu fim acuzați de trunchiere de interese, mai bine să facem live-uri, să difuzăm, să mergem pe calea deschisă, transparentă, curajoasă, legală, exclusiv legală. Nu legislativă, cum zicea Irina mai devreme, că încă nu suntem deputați, dar avem ocazie să candidăm la vară, că o să fie alegeri anticipate. Și mai putem candida și la funcția de membru în Consiliul Audiovizualului, că sunt vreo 3 locuri libere, dar încă nu s-a anunțat concurs. Eu am candidat de multe Succes ori și n-am vouă! trecut. Da, succes vouă. Am candidat de multe ori și n-am trecut niciodată. Ce spuneți? Am candidat de multe ori și n-am trecut. Chiar dacă mă calificam și mă Gândești consideram pozitiv! cel mai bun. Da, gândești pozitiv că o să mai fie ocazii. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare. Nu știu ce s-a întâmplat lui Ghenadi, a ieșit subit. Sper că n-a dat vulcanul peste ei, că acolo în Islanda am înțeles că ies vulcani în toate borțele, că insula e toată vulcanică. Iuliu Belgurski și-a ars drona filmând vulcanul, minunat, are niște videouri extraordinare și este un, apropo, un fo că tot astăzi este ziua artei și nu prea s-a vorbit de ea în videoul nostru. Iuliu Belgurski este un fotograf recunoscut internațional, unul dintre cei mai cotați, care are câteva milioane de urmăritori pe Instagram și este originar din Republica Moldova și și-a ars una sau două drone filmând vulcanul, așa că vă recomand să vizitați pagina lui de Instagram și pagina mea, tot că este plină de artă. Da, Irina Bardița. Da, Doamna cu Tamara nu băieți are bani. blog și nu ne cheamă nicăieri. Gheorghe Scutare are canal pe YouTube, puteți să-l căutați. Cred că Gheorghe Scutare îl găsiți. Sau oricum clipurile lui apar pe Curaj TV, le publică chiar el. Mulțumim Păi, tuturor. Gheorghe, de unde este? Ce localitate monitorizează el? În satul lui, La dar el lucrează Sarabiasca. Basarabeasca, raionul Basarabeasca și satul, nu știu cum, din ce sat era film? Iordanovca. Din Iordanovca. Așteptăm clipul cu Iordanovca și așteptăm clipuri de la oricine, de la orice ședință de Consiliu, pentru că sunt ședințe de interes public și deschise, așa că îndrăzniți, aderați la grupul Curaj TV și Asociația Hyde Park, ne găsiți pe rețele sociale, ținem legătura, ne întâlnim pe baricade. Mulțumesc și eu Sănătate și pentru mulțumesc! zi.